Balul Universității Valahia din Târgoviște a surprins an de an prin noutățile aduse în fața publicului. Tema aleasă pentru ediția 2014 a fost O noapte la Hollywood și sigur că nu se putea vorbi despre atmosferă de film fără actori adevărați. Prezentatorul evenimentului a fost Sebastian Bălășoiu, actor al Teatrului Municipal Toni Bulandra din Târgoviște, care a presărat printre momentele artistice din program și note de umor care au făcut deliciul publicului. Pot să, până vă pregătiți dumneavoastră, să încerc și eu un număr de magie? Dacă doriți. Te rog să dispari. Și concurentele înscrise în competiție și-au etalat talentul actoricesc. E drept că fiecare a mizat pe atuul personal. A îndrăznit să ducă portul popular la Hollywood și n-a făcut rău. Ana Maria Mălai din Republica Moldova, studentă la Facultatea de Științe Politice și Administrative, a obținut locul al doilea. Locul 3 a fost obținut de Mihaela Georgiana Radu, studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, iar primul loc a fost câștigat de Cosmina Sorina Dobrin, studentă la Academia de Științe Economice, cea care a făcut ca anul acesta titlul să rămână în municipiul Târgoviște. A cucerit juriul cu proba dansului țigănesc. Nu doar reprezentațiile concurentelor au făcut deliciul spectatorilor, ci și celelalte momente artistice. Cei prezenți au putut urmări o prezentare de modă a târgovișteanului Ionuț Dimache. Invitații surpriză au fost trupa Bere Gratis și cântăreața Xonia.